Președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, a decis să ia o măsură radicală în ce privește intersecția de la Buda, unde se petrec nenumărate accidente grave de circulație. Astfel, în zonă vor fi montate separatoare de sens, blocându-se traversarea și virajele din DN1. În intersecția de la Buda nu va fi construit un sens giratoriu din cauza apropierii de un alt giratoriu, cel de la benzinăria Lukoil, ci un pasaj suprateran, care să traverseze sensul dinspre Aricești către Ploiești. Noi am analizat foarte mult situația, am discutat atât cu IPJ-ul, cu Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, cât și cu personalul de la Direcția Tehnică a Consiliului Județean Prahova și analizând situația din ultima perioadă, foarte multe accidente având loc în acea zonă, am discutat împreună și am ajuns la concluzia că ar trebui să luăm o astfel de măsură, o măsură drastică sau radicală, cum ați spus și dumneavoastră, și să închidem pentru o perioadă această intersecție, în acest fel evitând foarte multe astfel de accidente în acea zonă. Ce va însemna efectiv închiderea intersecției de la Buda? Această închidere va însemna că cetățenii care vor veni dinspre Aricești, Rahtivani și vor dori să intre în Ploiești vor trebui să facă viraj dreapta obligatoriu și se vor duce spre Parcul Industrial Ploiești și vor traversa pe sub podul înalt și vor intra în Ploiești, iar cei care vin dinspre Câmpina și vor dori să intre în Ploiești, în municipiu, or să aibă varianta sensului giratoriu de la Lukoil sau aceeași variantă despre care am făcut referire pe Parcul Industrial Ploiești, acea coborâre și, bineînțeles, prin podul înalt. Intersecția de la Buda se va închide în circa 2-3 luni, imediat ce va fi finalizat sensul giratoriu de la benzinăria Lukoil. Președintele Consiliului Județean Prahova ne spune că intersecția va rămâne parțial blocată până la construirea pasajului suprateran, adică un an și jumătate. Deocamdată, pasajul este bugetat și se află în faza studiului de fezabilitate, demarându-se și procedurile de expropriere a terenurilor din zona.